Festivalul Călușului la Giurgiu a început prin întâlnirea pe esplanada Teatrului Tudor Vianu a celor mai renumite trupe de călușari din localitățile județului. Aici, veteranul de vârstă al călușarilor din Oinacu ne-a precizat câteva amănunte despre modul în care se alcătuiește steagul în jurul căruia se execută călușul și simbolistica steagului în tradiția dansului. Avem acolo la steag pelin și usturoi pentru alungarea spiritelor rele. Grâu este pentru belșug și se pune funda roșie să leagă un prosop. Așa este tradiția la noi. Tot Gheorghe Sandu ne-a explicat de ce, în conformitate cu tradiția, copiii sunt jucați în căluș. Copilul să fie jucat în căluș pentru belșug, să aibă noroc în viață, să aibă sănătate. Echipele de călușari au pornit în defilare către parcul Mihai Viteazu, unde preț de câteva ore au delectat pe cei care au venit la rândul în parc să-i vadă.